fraților, având în vedere că ăsta este ultimul film înainte de Paște, m-am gândit să fac și eu un subiect tematic. Nu e vorba de iepurași, nu e vorba de tradițiile pascale, e vorba despre ouă. În general, dar în mod deosebit despre ouăle pe care le mâncăm de Paște. Să începem! Întrebarea numărul 1. Fără să-l spargi, cum îți dai seama că e proaspăt oul? A. Pipă-i cu grijă coaja. Dacă e pe alocuri moale, e stricat. B. Ții oul în dreptul urechii și îl scuturi. Dacă auzi cum se zbate gălbenușul, oul e încă proaspăt. Sau C. Lasă-l să plutească în apă. Dacă se scufundă, e proaspăt. Dacă se scufundă, dar stă în picioare, e vechi, dar comestibil. Dacă plutește, e stricat. Fă click pe varianta aleasă sau alege-o din descrierea filmului, află răspunsul și treci la următoarea întrebare.